Bună tuturor celor care vizionați videourile mele, vă mulțumesc pentru like-uri, pentru mesaje, vă mulțumesc că sunteți înscris la canalul meu. Astăzi voi face o citire specială cu runele pentru luna iulie. Va fi o citire în două variante, am doi săculeți aici, unul în negru și unul roșu. Alegeți-vă săculețul cu runele preferate, să zicem așa, care, cu culoarea care vă place, sau varianta prima sau a doua, săculețul negru sau săculețul roșu. Și să vedem care sunt mesajele care vin pentru luna iulie, în funcție de varianta aleasă, ce mesaje conțin, ce talismane ar putea fi de protecție, simboluri care v-ar putea proteja prin informațiile care le conține sau prin simbolistica semnelor care sunt imprimate pe rune. Deci prima variantă sau a doua? Am să încep cu prima variantă, o să dau la o parte unul dintre săculețe. O să rămân cu acest săculeț și am să aleg trei rune. Vedem așadar cum va fi luna iulie pentru cei care v-ați ales primul săculeț, săculețul negru. Să vedem care sunt energiile lunii iulie pentru cei care v-ați ales prima variantă. Haideți să vedem. Wow! Aveți runa Berkana, foarte interesant aveți aici. Wow! Ce și runa Jera! Wow, și aveți și mâna lui Dumnezeu, deci mai frumos de atât ce putea să fie. Deci pot să spun că aveți o lună foarte, foarte plină, foarte frumoasă, protejată de divinitate, o lună plină de câștiguri, să știți. Am să vă spun mai încolo și ce conține fiecare lună. În parte, dar întâi am să scot și un talisman de protecție. Care, și acesta conține trei simboluri și o să vedem care sunt simbolurile care le conține. Întâi am să vă vorbesc despre această rună Berkana, care este sub influența zodiei Berbec și a literei B, B, și reprezintă practic fertilitatea, poate reprezenta creativitate, poate reprezenta o bucurie de a trăi, poate veți fi mai populari sau veți fi mai bucuroși, să zic așa, în luna iulie, veți avea motive de sărbătoare, poate veți mânca și mai mult, veți petrece mai mult. Această lună mai anunță și o sarcină, poate un copil, o naștere a unui copil sau veți fi mai apropiați de copii. Sunteți într-o perioadă de creștere, pot să spun, sunteți mai apropiate de feminitate sau ca femei vă puneți în valoare mai mult feminitatea sau voi ca bărbați căutați mai mult compania femeilor, doriți să stați mai mult în preajma femeilor, vă doriți poate să vă faceți o familie, să vă faceți o casă, să vă faceți un rost, să faceți copii, poate și acest lucru, sunteți într-o perioadă mai fertilă. Și spiritualitatea joacă un rol important pentru voi. Sunteți într-o perioadă de ascensiune, da? Deci puteți avea, pentru că aveți și aici această rună Jera, care și ea vine cu un simbol, litera J, și sub influența zodiei Gemeni, la voi, în general, pentru cei care v-ați ales această etalare, această primă variantă, care îmi vorbește despre faptul că aveți influența zodiei Gemeni și a literei J. Și aveți o perioadă de recoltă, o perioadă de câștiguri, o perioadă de beneficii, poate chiar vă căsătoriți, pentru că și aici la prima variantă, la prima rună, Berkana, vorbește tot la fel despre fertilitate, despre copii, despre căsnicie, deci posibil că vă doriți să vă faceți o familie sau vă reîntregiți familia, vă îmbunătățiți, să zic așa, relațiile cu familia, cu copiii. Sunteți într-o perioadă de reprindere, într-o perioadă de vindecare. Deci este o perioadă, luna iulie, pentru cei care v-ați ales această variantă, o perioadă miraculoasă, o perioadă în care vă puteți reface viața, relațiile, sănătatea, bugetul. Este bine, poate să profitați de energia acestei luni iulie, care aduce foarte mult optimism, foarte multă lumină în viața voastră, împlinirea unor dorințe.
se încheie niște capitole în viața voastră importante, un drum pe care l-ați parcurs și puteți începe altceva și mai bun, pentru că aveți aici mâna lui Dumnezeu. Această rună care nu conține niciun simbol, practic, pe ea, dar ea este considerată ca și cum este intervenția divinității în viața voastră. Dacă meritați, divinitatea practic face miracole în viața voastră în această lună. Credința, pentru că văd că va ieși aici și la acest simbol de protecție pentru voi, este credința. Deci luna iulie va duce ca protecție, cum au ieșit ele, spiritualitatea și mâna lui Dumnezeu, da? Deci miracole în viața voastră. Sunteți protejați de divinitate. Ar trebui poate să fiți fericiți, să fiți bucuroși, să fiți optimiști, pentru că veți fi protejați de divinitate, atât voi cât și cei dragi vouă, poate. În orice caz, păreți într-o perioadă foarte, foarte bună, foarte încărcată spiritual, încărcată emoțional. Este o perioadă în care veți avea mai multă pace, mai multă serenitate, mai multă reușită. Vă regăsiți pe sine, vă regăsiți pe voi, vă regăsiți poate mai mult legătura cu divinitatea, poate aveți vise profetice, veți avea poate niște revelații, veți afla niște adevăruri. Da? Deci e o perioadă în care, într-adevăr, luna iulie aduce pentru cei care v-ați ales această variantă foarte multă, multă bucurie de viață, deci pace, vă renașteți, vă retreziți la viață, vă refaceți toate, să zic așa, toate energiile, da? Deci vă încărcați bateriile. Poate sunteți și într-o perioadă de concediu și atunci veți avea bucuria de a trăi, dar să știți că sunteți și protejați de divinitate totodată. Văd că mai aveți aici și această rună a caunazului care vorbește tot despre vizite, poate musafiri, ospitalitate, veți primi în ospeție pe cineva sau veți face voi niște vizite, veți primi semne de generozitate sau divinitate, aș deschide brațele către voi foarte generoși și vă oferă din plin de toate. Vă împlinește dorințe, să zic așa, sunteți într-o perioadă de purificare, de iertare, într-o perioadă în care veți găsi soluții la foarte multe probleme, veți beneficia de rezultatele unui talent, poate, a unui dar, har al vostru, sau vi-l veți pune mai mult în valoare. Văd că aveți și influența zodiei Balanță și a literei C și Kappa, așadar este o lună foarte reușită, foarte plină de beneficii, de realizări, de noutăți, de câștiguri, da? Poate chiar și câștiguri, ceea ce vă doriți voi, se pare că se împlinește. Și mai aveți încă o rună aici, care este runa Soleo, care îmi vorbește despre influența zodiei Taur și a literei S. Și asta la fel îmi vorbește despre succes, despre idei geniale, despre victoria asupra unor intrigi, pentru că voi sunteți binecuvântați de divinitate, aveți protecție divină, deci cu siguranță veți reuși să învingeți dușmanii, veți reuși să învingeți niște intrigi, veți reuși să depășiți, aveți aici așa această stea care îmi vorbește la fel, acest simbol care îmi vorbește la fel, este protector. Deci aceste simboluri care le vedeți aici, ca și simbolurile imprimate pe aceste rune, ele vă vor proteja în luna iulie, dar le puteți și desena poate pe o hârtie și să le purtați cu voi, că ele sunt simboluri protectoare, da? Ca niște talismane care vă ajută. Deci păreți într-o perioadă foarte bună de succes, o lună plină cu multe activități care vor da roade, să zic așa. Vă puteți păreți într-o perioadă în care veți avea mai mult autocontrol, poate, vă țineți în frâu pasiunile și veți învinge niște intrigi. Da? Deci păreți într-o perioadă plină de energie, sunteți mai plini de energie. Cam asta e ce văd pentru luna iulie. Deci este o lună foarte, foarte, foarte frumoasă, foarte benefică pentru cei care v-ați ales această variantă și mai ales că aveți mâna lui Dumnezeu, ceea ce spune că vă veți descurca, veți fi protejați, vor apărea miracole în viața voastră. Vor apărea minuni, să zic așa, oportunități pe neașteptate. Haideți să vedem și varianta cu al doilea săculeț, săculețul roșu. Să vedem la săculețul roșu care sunt runele care sunt talisman pentru luna iulie, pentru cei care v-au trăit această variantă, la ce vă puteți aștepta, ce mesaje au runele. Să vedem.
1, 2 și 3. Haideți să vedem care sunt mesajele care vin prin intermediul acestui. Wow, direct la țintă voi vă duce. Și voi aveți bercana, foarte interesant. Deci aveți și voi, cei care v-ați ales, se vede că runa bercana este o rună care vorbește despre, este o perioadă de creștere, influența zodiei berbec, este o perioadă așadar de creativitate, o perioadă în care se regenerează niște forțe, niște energii, atât la nivelul vostru personal, cât și poate și la nivel de societate, copiii pot juca un rol important în viața voastră sau voi veți mai întineri, să zic așa, vă veți simți mai tineri, mai, aveți mai multă grijă poate de copilul din voi. Și aveți aici această rună ca o săgeată care vorbește din runa Tinri Oaz, care este tot sub influența zodiei berbec și a literei T. Deci aveți litera T, B, văd că sunt la voi, ceea ce vorbește despre faptul că sunteți mai ambițioși, poate mai veți reuși și voi la fel să depășiți niște obstacole, niște dificultăți, niște învingeți niște dușmani, poate veți descoperi niște intrigi și le veți învinge, răul va fi învins, să zic așa, poate și datorită puterii voastre interioare, datorită faptului că sunteți o persoană care aveți multă voință, multă putere, totuși să fiți atenți la invidie, pentru că se pare că sunteți invidiați voi cei care aveați această dorință, deci trebuie să fiți poate mai atenți la invidioși, la persoane răzbunătoare, la persoane rele, agresive, la persoane care sunt cu rele intenții, dar veți descoperi la timp, să zic așa, aceste intrigi, aceste persoane, dar și voi trebuie să fiți poate mai siguri pe voi, pentru că să vă atingeți ținta, să aveți niște, să zic, niște obiective bine stabilite, un drum bine trasat, niște, să vă vedeți de drumul vostru, să vă duceți la țintă, da? să nu vă fie teamă, să urmați gândul vostru, dorințele voastre, principiile, valorile voastre și veți reuși să învingeți dușmanii, cei care vor să vă destabilizeze, cei care vor să vă... Că aici e vorba de niște intrigi, deci această rună avertizează că trebuie să fiți mai atenți la persoane invidioase, bârfitoare și la intrigi. Nu intrați în bârfe, nu intrați în discuții inutile cu persoane care sunt de o... rea factură, să zic așa, de o calitate îndoielnică, etc. Și mai aveți aici runa Turisazul, care îmi vorbește despre influența zodiei Scorpion a literei DH, TH, care vorbește despre faptul că puteți să depășiți niște obstacole și dacă aveți o strategie, deci voi trebuie să vă fixați un obiectiv, că aveți această săgeată, o țintă și să vă duceți către ea, dar să vă faceți un plan. Faceți-vă un plan pentru că vă veți atinge, să zic, scopul planurilor. O să mai pun și o carte, să vedem care este, ce vine ca protecție pentru voi, ce mai vine în completare. Haideți să vedem. Drum, călătorie. Deci voi veți avea călătorii, veți dori poate să faceți niște schimbări, să faceți o alegere, să vă orientați. Poate să plecați într-o vacanță, să alegeți cu înțelepciune un drum aici, că văd că aveți și runa Urus, care vorbește despre influența zodiei săgetător și despre multă forță, despre multă libertate, curaj, așa cum aveți și cu această săgeată care vorbește tot de curaj, de putere, de voință, de dorința de a vă atinge o țintă, de a rezolva niște probleme. În orice caz, trebuie să fiți poate și mai atenți să nu vă la sănătate. Unii dintre voi vă veți rezolva poate niște probleme de sănătate în această lună, dar e bine să nu riscați pe sănătate și totodată trebuie să fiți atenți să duceți până la capăt probleme, să zic, planurile voastre, să nu le lăsați pe jumătate de făcute, ci să le duceți până la capăt. Că veți avea succes, pare o lună de succes și sunteți protejați și voi aici, parcă, și de credință, sunteți protejați și de, am zis, aveți influența runei Urus, care aduce multe câștiguri, aduce înaintați, depășiți obstacole, vă ridicați după o cădere, deci veți reuși să vă redresați o situație, într-un serviciu, în afaceri, în ceva. Trebuie doar să fiți voi mai calculați, puteți avea foarte mult succes.
priză la public, spre exemplu, mai multă carismă, vi se cere poate să fii și mai înțelepți, mai prudenți totuși, pentru că este o lună, într-adevăr, puțin cu niște dificultăți din cauza unor dușmănii, poate, pentru că voi văd că aveți aici și influența runei manazul, emul acesta, care vorbește tot despre zodia Berbec. Deci, aveți multe semne de foc, voi. Acest lucru vorbește și despre o prietenie. Joacă un rol important, poate un prieten, poate de la drum, poate apărea o căsătorie, un drum, o călătorie, poate de nuntă, de ce nu? Sau faceți o călătorie și veți câștiga o prietenie, să zic, în timpul călătoriei sau acolo unde vă duceți. Puteți avea niște câștiguri suplimentare, puteți fi promovați, puteți avea un succes în afaceri sau în munca voastră. În orice caz, pare o lună în care veți reuși să fiți mai siguri pe voi, poate și pentru că vă veți relaxa, veți avea și o vacanță, dar e necesar întotdeauna să țineți cont că aveți un avertisment din star care ești aici, pe la această săgeată, că este o lună puțin războinică, agresivă. Nu că aș fi voi agresiv, ci pentru că aveți niște dușmani posibil să vă enerveze, să vă streseze sau și va trebui să vă descurcați, să fiți înțelepți în drumurile voastre, poate. Văd că apar călătorii, deci practic veți fi protejați poate în drumurile voastre, călătoriile vor fi, sau veți avea noroc în călătorii, deci pare că pentru voi călătoriile aduc noroc, pentru voi un succes. Voi puteți vedea poate toată lumea, că văd aici că aveți mai multe, America, Japonia, da, văd aici Moscova, chiar aveți și Canada, aveți și New York, aveți toate continentele, să zic așa, orașele importante ale lumii. Poate unii dintre voi plecați vă alegeți o destinație, vreți să vă mutați în altă parte pentru că vreți să vă faceți altceva sau veți fi foarte invitați, poate, să plecați în călătorii, veți fi popular, puteți să faceți și călătorii imaginare. Aici poate fi vorba și de călătorii imaginare. Dar în orice caz, așadar, așteptați-vă poate și la semne de fidelitate din partea unor prieteni care sunt de bază și veți reuși să depășiți niște dușmănii, niște dușmani, niște intrigi. Dar și vouă vă trebuie poate o strategie, niște planuri, să știți exact ce vreți, pentru că să vă faceți o alegere, pentru că veți învinge. Cam asta e ce văd eu și la a doua variantă, așadar, pentru luna iulie. Deci pare o lună foarte plină de succes, cu multe câștiguri, cu multe oportunități, dar se pare că există și oarecare agresivitate din partea unor dușmani. Cine nu are dușmani înseamnă că n-a făcut nimic în viața sa, cum se spune. Poate că unii cu cât aveți dușmani mai mulți, poate că cu atât sunteți mai importanți, mai importante și de aceea aveți mai mulți dușmani. Cine nu are dușmani, nu știu dacă există persoane care n-au dușmani, fie că poate nu știu de ei. Din păcate, în vremurile care le trăim, nu prea se mai fac prietenii așa ușor și solide. Nu prea mai există așa fidelitate într-o prietenie sau continuitate ca și solidaritate. Mai degrabă, solidaritatea există între cei care au principii și valori puțin mai joase decât între cei care au principii și valori reale. Se pierd cei care au principii și valori mai reale, parcă sunt mai mult pe propriu. Nu mai au încredere să-și expună, să zic așa, sufletul ca ceilalți care sunt poate puțin mai agresivi și atunci nu au nicio problemă dacă nu-și întâlnesc, să zic, acele persoane cu care să corespundă obiectivelor lor. Deci aveți pe ansamblu ambele variante, fie pe cei care v-ați ales săculețul negru, fie cei care v-ați ales săculețul alb roșu, pardon. Aveți așadar, va fi o lună extraordinară, cu foarte multe oportunități, dar și provocări, probabil, fiind o lună plină de soare.
din toate punctele de vedere, la propriu sau la figurat. Eu vă doresc să aveți o lună minunată, călătorii minunate, dacă le aveți în plan și oriunde v-ar purta pașii, să vă fie cu noroc și cu oportunități și cu dorințe îndeplinite. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați videourile mele și vă mulțumesc că sunteți înscriși la canalul meu. Cei care nu sunteți înscriși, vă invit să vă înscrieți și să lăsați și voi mesajele voastre, feedback-ul vostru, like-urile voastre. La revedere și să iubiți și să fiți iubiți!